Ordonanța austerității se pare că lovește în serviciile salvamont, cu speranța că vor fi făcute unele economii la bugetul de stat. Astfel, ar urma ca numărul posturilor de salvatori montani să se reducă drastic, în condițiile în care la nivel național sunt doar 300 de angajați, iar în județul Hunedoara doar 21. Cu noi nu s-a discutat nimic deocamdată. Nimeni nu ne bagă în seamă, probabil, până doar în cazul în care suntem alertați prin 112. Dar în alte împrejurări nu ne-am fost consultați în ceea ce privește ordonanța. Numărul salvatorilor montani operativi angajați la nivelul celor 26 județe e extrem de mic, subdimensionat. La nivel național sunt undeva la 300 de persoane. Adică 300 de salvatori montani cu carte de muncă. Ocupația de salvatori fiind recunoscută prin COR și reprezintă o profesie reglementată. În județ cât sunt? 21 de salvatori montani angajați. Suficient pentru a putea acoperi... Sub nicio formă. Norocul nostru este că mai colaborăm cu cei 60 de voluntari din cadrul județului Hunedoara. Nu e mare lucru. Și nu cred că cu noi cei 300 se va face o atâta de mare economie la buget încât o să fim de acum încolo miere și lapte peste tot. Salvatorii montani se gândesc cu teamă la ce le va rezerva viitorul în aceste condiții și spun că s-ar întoarce în urmă cu 20 de ani dacă serviciile de salvamont s-ar comasa sau și-ar reduce numărul de angajați și așa puțin la număr. Nu știu ce o să fie pe viitor, dacă numărul de 300 de persoane la nivel național mai trebuie să mai și scădem 15%, atunci plecăm acasă. Dacă și serviciul de salvare montană, care este un serviciu de urgență, care e cuprins în sistemul de urgență național, dacă trebuie să ne comasăm, să ne habar n-am cum vom funcționa cu unul din cele din serviciile care vor trebui să sub care va trebui să lucrăm, nu știu ce va fi. Asta înseamnă întoarcerea salvamontului cam cu 20 de ani în urmă. Cam de aici am plecat noi. Și o să ne întoarcem înapoi cu 20 de ani. Cam asta este rezultatul pentru noi, din punctul nostru de vedere, a ceea ce înseamnă aplicarea ordonanței. Salvamont funcționează cu o structură de personal operativ restrânsă numeric și care răspunde anual la un număr de peste 8.000 de evenimente montane în care sunt salvate peste 9.000 de persoane. În încercarea de a stopa adoptarea acestei ordonanțe de urgență a fost lansată și o petiție online, ea fiind semnată deja de sute de persoane, la scurt timp după lansarea ei.